Un spital nou și modern, singurul construit în județul Botoșan în ultimii 30 de ani, stă închis la 4 ani după finalizarea lucrărilor. Compania Națională de Investiții nu a recepționat unitatea medicală pentru că nu era branșată la utilități. După ce autoritățile locale au reușit branșarea la utilităția spitalului, au apărut alte probleme. Mai exact, avea nevoie de un tunel care să facă legătura cu spitalul de recuperare, aflat în vecinătate. Chiar dacă a fost făcută și această lucrare la o inspecție a construcției, au fost descoperite alte deficiențe. Au trecut 4 ani, iar spitalul de boli paliative stă închis. Valoarea investiției a fost de 15,6 milioane de lei, iar banii au venit de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții. Noul spital va purta numele academicianului Leon Dănăilă și va avea un subsol parter și trei etaje, 140 de paturi și spațiu pentru investigații remene.